Salutare prieteni și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube Bobby GVK. Numele meu este Bobby și astăzi o să începem cariera cu FCSB după cum v-am promis prieteni. Deci haideți să trecem la treabă. Am pregătit aici câteva transferuri. Dăm aici la Transfer Hub frumos. Și avem aici pe Denis Mann, care deja am început tratativele cu el, să zic așa. Așa că hai să vedem dacă reușim să îl transferăm. Deci se întoarce Denis Mann la Steaua. Am băgat buget de 50 de milioane de euro, deci ar trebui să fie bine. Deci aici este crucial, dăm accept, normal. Foarte bine, one year, o să dăm counter, vedem dacă vrea cu 5 ani, dar nu cred că o să vrea. Deci decât un an vrea, o să dăm ok. Da, vedem pe antrenor că este îmbrăcat în negru, la fel ca mine. Bun, propose release clause, o să dăm aici, ca de obicei, 100 de milioane, pentru că așa procedez eu, 20 de milioane, foarte, foarte bine, eu am dat 17 milioane pe el, n-a vrut să... nu știu cum să dau aici, o să dau 40 și, nu, o să dau 30 și cu 20 acolo, să vedem dacă vrea așa, sper să vrea. Da, foarte bine. Bun, deocamdată o să vreau să transfer un portar, așa că o să începem cu Ionuț Radu, să vedem dacă o să vrea să se transfere la noi. O să încerc cu 14 milioane de euro, să vedem dacă vrea treaba asta. Ofer transfer fee, o să dăm aici 14 milioane, dar totuși cred că nu o să vrea cu 14. Haide să dăm așa cu 14, să vedem dacă vrea așa. Bun. Așa, pe Tah sau pe Yanis Hagi, o să încerc cu Yanis Hagi. Approaching Dubai, o să dau, cred că 8 milioane. Bun, ofertă, dăm aici la 8 milioane. Bun, haideți să vedem cât o să ne ceară pe el. 14.900. Bun, haideți să dăm accept la 14.900. Problema o să fie în felul următor, că... nu cred că o să-mi ajungă banii de transfer, 2.800.000. Prieteni, și nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bobby GVK, pentru a fi la curent cu toate noutățile. Și nu uitați, prieteni, când vă abonați, o să dăm aici counter, remove exchange player. Dar, prieteni, când vă abonați, nu uitați, activați acolo la clopoțel toate, pentru a primi notificare de fiecare dată când postez eu. Și nu uitați să pușiți butonul ăla de like. Să lăsați un comentariu cu părerea voastră. O să dăm aici accept și la el. Oricum nu știu pe cine o să transfer. Totuși l-aș lua pe Radu. Dar haideți deocamdată să vedem ce portar avem noi. Îl avem pe Vlad, overall 68. Nu știu ce să zic. Totuși aș avea nevoie de portar acolo. Bun, la office aici mai avem 36 de milioane transfer budget. Bun. Da, haideți să facem o schemă aici. 36, 34, 32. Bun. Așa, dăm aici la transfer, prieteni, transfer hub. Și o să încercăm să luăm pe Ionuț Radu. Dăm aici la negociere. Și să vedem dacă reușim să îl transferăm pe el. Da, prieteni, sper să vă placă cariera mea cu Steaua, cu FCSB. Bun. Asta de pe 5 ani, sper să vrea pe 5 ani. Pe 3 ani, e destul de ok și așa. Bun. Propose release clause. Dăm aici 100 de milioane. Vedem cât o să ne dea. 14 milioane. Of, doamne, cam slăbuț, dar dăm accept, nu avem ce să facem. Bun. Hai să vedem să discutăm despre salariu. O să încerc așa. Să vedem dacă vrea. Eu sper să vrea tu și cam... da. O să dăm aici accept. Bun. Deci l-am luat și pe Ionuț Radu. Hai să vedem dacă reușim să luăm pe Yanis Hagi. Sper să reușim totuși. Dacă l-am transferat și pe Yanis, deja am întărit echipa foarte, foarte mult. Dăm aici crucial, pentru că cu siguranță ar fi vrut crucial. Asta e clar. Hai să dăm pe 5 ani, să vedem dacă își dorește să lucreze cu noi. Dar tot pe 3 ani. E bine și așa. Release Klaus, dăm aici counter, 100 de milioane, foarte bine. Ia să vedem dacă vrea așa. 20 de milioane, destul de ok. Având în vedere că am dat pe el 14.000 parcă. Dăm accept și asta este prieten, l-a transferat și pe Yanis.
Pe TAH deja nu mai avem șanse. Ia să vedem aici Office. Mai avem 3 milioane. Da, aș încerca să le iau pe Ciobanu totuși. Haideți să vedem dacă își dorește Ciobanu să colaboreze cu noi. Și sper să nu-mi iau țeapă. L-am luat din cauza că are 22 de ani. Dăm aici rotație. Dăm pe 5 ani, dar eu cred că o să-și dorească pe 5 ani. Da. Foarte bine. Release Klaus Kanter, 100 de milioane. Cred că mai mult de 3, 4, nu. 6, destul de ok. Dăm aici accept. Bun, o să acceptăm și ăsta. Și cam asta este, prieteni, și cu transferurile. Am făcut foarte repede transferurile. Mi-ar fi plăcut acolo să luăm și pe TAH. Bun, deci haideți să facem echipa. Of, doamne. Straton, bun. Yanis, pe cine mai am luat? O, Ciobanu este destul, destul de bun, prieteni. Așa. Bun, pe cine mai transferasem? Pe Ionuz Radu. Deci Ionuz Radu intră direct aici în primul 11. O să vreau să-l bag pe Haruț în locul lui Crețu. Pe Yanis Hagi o să intre aici în locul lui Olaru. Și hai să vedem unde este Denis Man. Uite-l mai aici, rapidit. Da, a stat și m-am uitat eu acolo, nu-l găseam pe nicăieri. Bun, aici este o problemă. O să-l bag... O să fac în felul următor. Așa, deci o să fie Man cu Tănase în față și Coman, ca de obicei, pe partea stângă. Și avem așa, prieteni, primul 11, în felul următor. Bun, dar o să mai bag eu pe Ciobanu în locul lui Șuț, sau Șut, Șuț, cred că-l cheamă. Și o să facem în felul următor. O să umblăm și o să-l facem pe Florinel Coman, mijlocaș stânga. Pe Ciobanu o să-l punem ca mijlocaș central, Moruțan deja i-am dat și pe Denis Man la fel ca atacant, la fel ca și Tănase, dar la Tănase deja am umblat. E o echipă destul de ok, sincer, dar nu uitați, dacă vreți alți jucători în primul 11, lăsați acolo un comentariu și o să-i băgăm. Bănuiesc că știți mai bine voi decât mine, așa că o să mai iau după comentariile voastre, deci nu ezitați să lăsați un comentariu acolo. Dăm aici yes frumos. Un squad hub. Pentru că oricum lui Denis Man o să-i pun 98. 98 Denis Man. Foarte bine. Yanis Hagi. Haideți să vedem ce număr să-i punem lui Yanis Hagi. Cred că aș pune 7 totuși. Florinel Coman 7. Lucian Filip. Cred că o să-i punem... Să-i punem 9, nu. O să-i punem 8 lui Yanis Hagi. Da, prieteni, dacă vreți alte numere la jucători, nu uitați să lăsați un comentariu acolo și o să facem și chestia asta. Un prieten, de se pare că în primul meci din campionat o să avem împotriva celor de la Hermannstadt. Deci, uitați-vă la primul 11 al nostru. Este destul de închegat, să zic așa, destul de ok. Deocamdată, presupun că pe la jumătatea sezonului sau la începutul sezonului următor o să fie mult mai tare. O să vreau să le iau acolo pe TAH, pe fund și cine știe, o să mai cumpărăm noi un jucător. Ne orientăm așa pe parcurs să vedem cam ce jucători ne-ar trebui. Avem acolo pe Haruț. Dacă s-ar integra în echipă așa cum a făcut-o la Parma, ar fi super bine. Deocamdată, prieteni, îmi pare foarte bine că am început cariera cu o echipă, de fapt cariera cu o echipă din România. Îmi pare bine de treaba asta, așa că ați de drumul la treabă, prieteni, și sper că sunteți și voi la fel de entuziasmați ca mine și sper că sunteți mulțumiți de schimbările pe care eu le-am făcut în echipă și de jucătorii pe care i-am transferat. Așa că hai să trecem la treabă, prieteni, să vedem ce o să facem în primul meci din campionat. Da, prieteni, haide să ceapă marea nebunie dintre FCSB și Hermannstadt. Doamne, nu vine să cred că am început cariera asta cu FCSB. Sper să fiți la fel de bucuroși și de entuziasmați ca mine. Deci eu sunt înnebunit după treaba asta. Îmi pare foarte bine și îmi pare rău că nu am început eu de la bun început. De când am început să fac YouTube, trebuia să fi făcut o carieră cu echipă românească. Sper să prindă mai bine cu echipe românești. Așa că, prieteni, nu uitați să bușiți butonul ăla de like dacă vă place ceea ce fac. Și bineînțeles, dacă nu sunteți abonați, să o faceți, prieteni, pentru a fi la curent cu toate nebunile de pe canalul meu de YouTube.
Și bineînțeles, când vă abonați, activați acolo clopoțelul cu opțiunea toate pentru a primi notificare de fiecare dată când postez. Haideți totuși să nu luăm gol așa repede și bineînțeles să nu ne dea ei, să dăm noi. Hai, ieși, ieși, Ionuț acolo. Foarte bine, Ionuț Radu. Mie mi se pare puțin ciudată, dar încerc să mă obișnuiesc cu ea așa. Bineînțeles, că o să fie puțin mai nasol pentru mine. Haide, de ce nu se duce, mă, frate? Foarte bine, Denis Man acolo, incredibil cum trece Denis Man. Haide, pasa, Denis. L-a faultat pe Denis Man acolo. Haide să vedem că poate o să reușim să dăm un gol ceva din lovitură liberă. O să vreau să bat cu Denis Man. Nu, deci cu Denis Man bat aici. Florinel Coman, deci Ciobanu, Coman, Hagi Man. Da, o să batem cu Ciobanu, prieteni, deoarece văd că e mai bun. Haideți să vedem dacă reușim să dăm pe poartă, totuși. Haideți să vedem dacă reușește Ciobanu să dea gol. Și aproape Ciobanu de un gol. Ar fi fost ceva la debut să dea gol. Deci uitați-vă cum a trecut, cât de puțin a trecut pe lângă poartă. Deja portarul era bătut acolo, dar din păcate nu a fost să fie. Foarte bine, Ciobanu. Hai să vedem pe Ciobanu aici. Foarte bine, la Tănase. Și Tănase cu golul pentru FCSB. Minutul 23, 1-0 pentru FCSB. Gol dat de Tănase. Foarte, foarte bine Tănase acolo. Avem echipa, haideți să vedem faza aici. Uitați cât de bine a mers treaba. Și bineînțeles că a fost acolo o gafă din partea fundașului. Și bineînțeles că Tănase a profitat și golat-o din partea numărului 10, prieteni. A, deci minutul 23, Tănase reușește să deschidă scorul pentru FCSB și este 1-0, foarte, foarte, foarte tare. Foarte bine, dăm aici o pasă frumoasă la Tănase. Tănase a încercat acolo să dea la Denis Man, dar din păcate n-a reușit. Tănase din nou la Ciobanu, hai să vedem pe Ciobanu, foarte bine Ciobanu. O pasă la Muruțan și aproape de 2-0. Aproape de 2-0. Hai să vedem dacă reușim ceva cu acest corner. Trebuie să dăm noi. Of, doamne, Denis Man, cum a reușit să rateze, frate? Deci uitați-vă la faza asta. Denis Man aproape de 2-0. Incredibil. O să facem o super carieră cu FCSB, prieteni. Doamne, ce ratări am avut parte acolo, de ce ratări am avut parte. Ciobanu, pasă la Ianis Hagi, hai să vedem pe Hagi ce reușește să facă. Ține cam mult Hagi de minge și nu știu cât de bine este treaba asta. Bun, Tănase, dă-i înapoi lui Tănase. Și Tănase cu 2-0, incredibil, minutul 45, Tănase cu dubla pentru FCSB, prieteni. Deci Tănase face 2-0. Foarte, foarte mișto. Foarte bine Tănase acolo. Da, și Denis Man a întors mingea repede. Și Tănase, incredibil. Ce golaț o reușește Tănase aici. Da, foarte, foarte bine a dat în ea bombă. Da, cred că o să termine prima repriză aici. Exact. Da, s-a terminat prima repriză aici, prieteni. Bun, am revenit cu a doua repriză dintre FCSB și Hermannstadt. Haideți să vedem ce o să reușim în a doua repriză. Deocamdată a fost foarte, foarte bine. FCSB a făcut un joc superb. Nici o șansă pentru cei de la Hermannstadt. Dar încep puternic cei de la Hermannstadt. Cred că au avut... cred că a avut discurs bun antrenorul celor de la Hermannstadt, pentru că sunt destul de agresivi acum pe început de a doua repriză. Haide, noi dăm acolo, foarte bine. Haide, nu lăsa să tragă. Foarte bine de Rizman acolo. Radunovic acolo a cam făcut-o de oaie. Bun. Da, prieten, ne-a angajat Nea Gigi pe post de antrenor. Foarte bine. Îmi pare bine că l-am luat pe Radu. Îmi pare foarte, foarte bine că l-am luat pe Radu. Haideți să ne întoarcem aici lui Tănase. Lui Tănase am zis, prietene. Dar chiar la Tănase a ajuns, era Ciobanu. Am crezut că e Tănase în primă fază. Vreau să dau un gol cu Denis Man. Și aproape de gol. O să-l bag pe Olarul în locul lui
Ciobanu la jumate, mai întărim puțin echipa. Miron aici, a pierdut mingea Miron, e cam periculoasă faza, minutul 79. Sper să nu reușească să ne dea un gol totuși. Da, a făcut și un fault acolo. Am făcut faultul la cam nasol, sincer. Nu, da. Minutul 83, a reușit să ne dea gol, dar oricum nu cred că mai are nicio șansă. Da, îl băgăm și pe Șuț în locul lui Muruțan. Oricum, prieteni, e meciul nostru. Nici n-am mai lăsat să curgă faza. Ianis la Tănase, la Denisman și Denisman! Denisman revine cu un gol pentru FCSB. Foarte bine, Denisman! Da, îl vedem cum se bucură pe Man aici. Deci revine Man la FCSB cu un super golazo. Joc de echipă pe tot terenul din partea celor de la FCSB. Și Denisman cu un super golazo. Nici o șansă pentru portarul celor de la Hermannstadt. Foarte bine Denisman, foarte bine Denisman. Incredibil debut la FCSB. Revenire spectaculoasă din partea lui Denisman. Se termină meciul aici, prieteni. Da, prieteni, se pare că în următorul meci o să avem împotriva celor de la Voluntari. Așa că hai să trecem la treabă, prieteni. Suntem acolo pe locul 5, se pare, cu 3 puncte. Dar dacă o să invidie pe cei de la Voluntari, o să trecem pe primul loc cu 6 puncte. Pentru că celelalte echipe am văzut că au cât un meci în plus, așa că hai să trecem la treabă, să vedem ce o să facem în meciul cu Voluntari, prieteni. Nu uitați, dacă încă nu v-ați abonat, să o faceți pentru a fi la curent cu toate noutățile de pe canalul meu de YouTube. Și bineînțeles, când vă abonați, nu uitați să activați funcția la clopoțel cu toate pentru a fi informați de fiecare dată când postez. Bun, prieteni, să înceapă meciul dintre Voluntari și FCSB. Sperăm că o să facem un match bun, măcar cum am făcut în meciul trecut. O să încerc să fac un match de posesie, să ține mingea mai mult. Ia să vedem dacă reușește acolo Denisman. Dacă ar fi reușit pasa, cred că ar fi dat gol Tănase acolo. Am văzut că e un oportunist perfect Tănase. Oricum, să sperăm că o să integreze destul de ok Tănase acolo pe post de atacant și nu o să trebuiască să mai cumpărăm atacanți. Dar dacă nu o să facă, asta este. Oricum, l-avem aici pe Denisman, care știm de la Parma că e foarte bun, aproape de gol acolo. Denisman, incredibil! Incredibilul Denisman, prieteni. Foarte bine Muruțan aici. Da, Denisman întoarce defensiva acolo. Sau nu, o să-l bag pe Ianis cu Muruțan la jumate și îl bag pe Ciobanu pe partea lui Ianis acum. Mijlocaș dreapta. Nu trebuie să dea. Și ne-a dat gol Voluntari, minutul 23. Voluntariul reușește să deschidă scorul. Revedem faza aici. S-a jucat cu defensiva. Da. Și cam ușor a luat Ionuț Radu golul acolo. Dar haide repede, haide să ne revenim. Haide să încercăm să îi egalăm pe cei de la Voluntari. Trebuie să facem treaba asta în forță, că altfel nu avem cum. Foarte bine acolo, Man. Haide, Man, du-te. Și Man! Man reușește imediat, prieteni. 2 minute a rezistat cei de la Voluntari. Reușește Denisman acolo să marcheze. Foarte, foarte bine. 2 meciuri pentru Denisman, 2 goluri. Incredibil. Revedem faza golului aici. Și Denisman, cum a trecut acolo Denisman și ce șut a reușit aici. Bum, rachetă din partea lui Man. Foarte, foarte bine. Prieteni, avem jucători buni la echipă, ce să mai zic. Vedem dacă stăm și noi prin Europa League, măcar. Ianis Hagi. Da, are viteză Ianis, asta e bine. Și aproape Denisman acolo de 2-0, aproape de dublă Denisman. Dar portarul celor la Voluntari a fost pe fază acolo și a salvat. Da, ar fi fost frumos înainte de pauză să mai scriem un gol. Dar acum să sperăm că nu o să facă cei de la Voluntari, joacă destul de bine.
Aruț acolo a respins foarte bine Aruț. Hai Muruțan, dă-o în față. Gata, prieteni, cred că se termină prima repriză aici. S-a terminat prima repriză aici. Bun, a revenit cu a doua repriză dintre voluntari și FCSB. Haideți să mergem aici foarte bine cu Ianis Hagi, dar am pierdut mingea din păcate. M-am grăbit acolo, totuși vreau să dăm repede un gol. A, l-am faultat acolo, l-ai fault de galben, sigur. La Cristea acolo, foarte bine. Hai, noi dăm. Foarte, foarte bine acolo. Și, haide, nu o lăsa Cristea. Foarte bine Cristea. Ciobanu. O pasă la Muruțan. De ce nu se duce? De ce nu se duce Denis Man acolo? Hai, Tănase. Haide, Tănase. Trebuie să fie golul tău ăsta. Și Tănase face 2-1. Pentru FCSB, prieteni. Foarte bine, Tănase. Foarte, foarte bine, Tănase. Da, vedem cum se bucură aici. Are 3 goluri în 2 meciuri, Tănase. A scăpat aici foarte bine și ce gol. Ce gol a reușit Tănase. Reușim să trecem în avantaj. Foarte bine. Minutul 53 reușește Tănase golul. Ceea ce e foarte bine. Poate mai reușim unul, cine știe. Aici Tănase întoarce la Denis Man. Denis Man la Tănase și cred că o să fie următorul gol al lui Denis Man. Și Denis Man ratează incredibil cu portarul. Nu vine să cred. Ce ratare din partea lui Man acolo. Da, joacă destul de bine voluntariul. Am zis eu că fac un joc de posesie, dar se pare că n-am făcut-o. Și să nu dea gol. Of, doamne, ce noroc am avut. Îl schimbăm și pe Coman cu șuț. Și Man. Da, se pare că Man nu reușește. Nu reușește din toate pozițiile. A șutat Denis Man, dar nu a reușit din păcate golul. Asta este. Avem jucătorii puțin tel obosiți, sincer. Haide, noi dăm foarte bine acolo Ianis Hagi. Haide, Haruț. Nu lăsa Haruț să treacă. Da, nu trebuie să-i lăsăm. Nu trebuie să-i lăsăm. Am intrat până la unecare greșit acolo. Și nu. Tocmai ce spuneam, prieteni. Cred că o să facem un egal aici. Tocmai ce spuneam. Arata mult Denis Man. Arata mult, am intrat prin alunecare care acolo greșit și cam asta a fost treaba și incredibil ce gol am luat acolo. L-a păcălit pe Ionuț Radu, trebuie să încercăm să mai dăm un gol. Trebuie neapărat să încercăm să mai dăm un gol acum pe final de meci. Ne-am bătut joc de ocazii și după cum vedeți, prieteni, ocaziile se răzbună și cam ăsta e meciul, prieteni, dar nu-i problemă. Suntem la început de sezon, așa că... Haide, du-te acolo, Denis Man. Doamne, s-a terminat meciul aici. Voluntar cu FCSB 2-2. Asta este, prieteni, se mai întâmplă și la case mai mari. Cum, prieteni, se pare că în următorul meci o să avem împotriva celor de la Gaz Metan. Vedem acolo că Sepsi a făcut un egal pentru că avea 6 puncte, deci au două victorii cei de la Sepsi și un egal. Iar noi avem o victorie și un egal. Dacă am învinge acum pe cei de la Gaz Metan și ar trebui neapărat să învingem, am ajunge la egalitate de puncte cu Chindia și cu Sepsi. Deci trebuie neapărat să facem chestia asta. Cei de la Academica Clinceni se pare că au două victorii și o înfrângere, pentru că au 3 meciuri jucate, iar noi avem decât 2. Un prieten, deci nu uitați, dacă încă nu ați făcut-o, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bobby GVC, pentru a fi la curent cu toate noutățile. Nu uitați când vă abonați, să dați acolo la funcția cu toate, la clopoțel, pentru a primi notificare de la cei de la YouTube de fiecare dată când postez. Așa că, prieten, nu uitați, până data viitoare, v-am pupat! Pa!